Ci că era odată o babă și un moșneag pe care îi mânca urâtul că țipenile de om nu le deschidea ușa. În una din zile, baba oftă din greu și zise moșneagului: ia ca mai moșnezi, am ajuns alb ca iarna și pot să omorâți ca vremea și-a rea. Din pricină că nu avem copii și dem singuri ca cucu și ne țâuie urechile de urât. Apoi dă măi, babă, ce putem noi face? Ia mâine dimineață, cum s-o amiji de zâu, să te scoli și să apuci încotroi vedea cu ochi. Și ce ți-a ieșit înainte? Întâi și întâi, dar a fi om, da șerpe, da în sfârșit orice altă jevină a fi, pune-o în traistă și o adă acasă. Vom crește-o și noi cum vom putea. Și acela să fie copilul nostru. Păi așa o-i face, băi, babă. A plecat moșul cu noaptea în cap, dar mult n-a zăbovit. Și cum ajunge acasă, zice: ia ca, măi, băbușcă, ce odor ți-am adus eu! Un băiet ochios, prâncenat și frumușel de nu se mai poate. Un pârșel! Ti, da, frumușel mai ești, odorul, mami. Ei, acum pune de la utoare și grijește-l cum se grijesc băieții, că după cum vezi, e cam colbăit mititelul. O să fac din el un băiet chipos, hazliu și gras, învălit ca un pepene. Băiet ca băietul meu, n-o să mai fie altul. Numai de un lucru mi-e inima arsă, că nu va putea să ne zică tată și mamă. Într-una din zile, moșneagul se duce la târg. Târguiește el ce are de târguit și când vine acasă, baba îl întreabă ca întotdeauna: ei, moșnezi, ce mai știi de pe la târg? Ei, ia nu prea bune vești. Împăratul vrea să-și mărite fata. Și asta e veste rău, moșnege? Dar păi îngăduiește puțin, măi, babă. Când s-o îi spune până la sfârșit, ți s-a încrâncenat și ție carnea pe tine. Dar de ce, moșnege? Dar păi ia ca de ce, măi, babă? Împăratul a dat de știre că oricine s-a aflat să-i facă de la casa celuia și până la curțile împărătești un pod de aur pardosit cu pietre scumpe, aceluia-i dă fata. Baci că-i mai dă și jumătate din împărăția lui. Auzi, minunății! Iar cine s-a bizuit să vie ca să ceară de nevastă și n-a izbutit să facă podul, aceluia pe loc îi și taie capul. Vai de mine, văleu, văleu! Și ci că până acum o mulțime de feciori, de crai și de împărați au venit, dar niciunul din ei n-a făcut nicio ispravă. Iar împăratul pe toți i-a tăiat fără gruțare, de-i plânge lumea de milă. Apoi, băi, babă, bune vești sunt acestea. Of, moșneji, of, mi se rupe inima în mine că mare jele și alean ori mai fi duc în mamele lor pentru dânsi. Mai bine că al nostru nu poate vorbi și nu-l duce capul ca pe alții la atâtea iznoafi. Dacă ar avea cineva un fecior care să facă podul, știu că ar încăleca pe nevoie și mare slavă ar mai dobândi în lume. Tată și mamă, eu îl fac. Da, unde și era baba? Dar de unde a ieșit glasul? Parcă de sub vatră. Dar acolo nu-i decât godacul. Tată, nu te înfricoșa, eu sunt feciorul vostru. Împăratului eu am să-i fac podul. Dragul, mami, drag, nu spune viața îmi primește și pe noi să ne lași tocmai acum străini, cu inima arsă și fără niciun sprijin. Nu te îngriji, mămucă, de feliu, că trăind și nemurind ai să vezi cine sunt eu. Haide-mi, tătucă, să mă vadă împăratul. Hai! Thank you.
ce voiești de la mine, moșule? Să trăiți mulți ani cu bine luminate și prea puternice împărate. Feciorul meu, auzim că aveți fată de măritat, aduce la cunoștința mării voastre că el și că poate să vă facă podul. Dacă poate să-l facă, facă-l moșnegii. Și atunci fata și jumătate din împărăția mea ale lui să fie. Așa. Iar de nu, atunci poate ai fi auzit ce au pățit alții mai de viță decât dânsul. Dar unde ți-e feciorul? Da, păi aici este. Da bine, moșnege, te-am crezut în toată mintea. Dar unde te visezi de umble cu porci după tine? Și cine te-a pus la cale să mă iei tocmai pe mine în bătaie de joc? Dar ferească, sfântul înălțate, împărate, să cuget eu om bătrân la una ca asta. Dar păi să avem iertare, luminarea voastră. Acesta niflă că... Și el are să facă podul? Dar păi chiar el, măria ta. Hai, ia-ți porcul de aici și ieși afară. Și dacă până mâine dimineață n-a fi podul gata, moșnege, ar să steie capul unde stau tălpile. Înțeles-o mai? Înțeles, măria ta. Către seară ajunge moșneagul acasă, urmat de câțiva ostași în paza cărora îl dăduse împăratul. Pe loc, pe babă o și apucă un tremur de spaimă și începe a se văicări și a zice: Hai de mine, hai de mine, moșneșe, dar ce foc mi-ai adus la casă? Mie ostași îmi trebuiesc, omul. Mai ai gură să întrebi? M-am luat după capul tău și m-am dus pe coclauri să-ți aduc copil de suflet. Și acum ia ca în ce chichion am intrat. Că n-am adus eu ostașii, ci ei m-au adus pe mine. Hai să ne culcăm. Capului meu se vede că până mâine dimineață a fost scris să mai stea unde stă. Am adormit. Acum e vremea să mă sui pinișor pe laiță, să deschid fereastra și... Suflând cu putere, din nările purcelului au pornit două suluri de foc, de la bordeiul moșneagului și până la palatul împăratului. Și podul, cu toate cele poruncite, era acum gata. Iar bordeiul moșneagului se prefăcuse într-un palat mult mai strălucitor decât al împăratului. Îndată s-au sculat și moșnegii. Împăratul, văzând această mare minune, n-a avut ce face și a trimis fata la casa mirelui. La vreo săptămână, două, tânăra împărăteasă, cuprinsă de dor, s-a dus să-și mai vadă părinții, iar pe bărbat l-a lăsat acasă că nu-i da mâna să iasă cu dânsul. Draga mami, draga mami! Ei, draga tati, cum o duci? Apoi, cum să o duc? Gospodăria merge bine, iar bărbatul meu, purcelul... Toată ziua mușluiește prin casă după obiceiul său. Iar noaptea leapă de pelea cea de porc și rămâne un fecior de împărat foarte frumos. Draga tati, ascultă povața mea. Să nu te împingă păcatul să-i faci vreun neajuns, ca să nu pățești vreo nenorocire. Căci, după cum văd eu, omul acesta, sau ce-a fi el, are mare putere. Da. Și trebuie să fie ceva neînțeles de mintea noastră, de vreme ce au făcut lucruri peste puterea omenească. Și acum vă las. Rămâi cu bine, fata mea. Și nu-mi uita povața. Cu bine, tătuca. Ascultă la mine, fata mea. Eu te-i sfătui cu totul altfel. Ce fel de viață ai să duci tu dacă nu poți ieși în lume cu bărbatul tău? Eu zic așa, să potrivești totdeauna
să fie foc zdravăn în sobă și când a adormit bărbatul tău, da? Să iei pelea cea de porc și să o dai în foc ca să ardă. Și atunci ai să te mântui de dânsa. Că bine zici, mamă! Ia ca mie nu mi-a venit în cap de una ca asta. Mă duc, mă duc de grabă acasă. S-a întors împărăteasa cea tânără acasă și a poruncit să-i facă un foc bun în sobă. Și când dormea bărbatul său mai bine, s-a dus și-a luat pelea cea de porc. Acum s-a isprăvit cu tine și cu necazurile mele. Ce-ai făcut, femeie nepricepută? Ce-ai făcut? De te-a învățat cineva rău ți-a priit, iar de-ai făcut-o din capul tău, rău cap ai avut. Acum m-ai nenorocit și pe mine și pe tine deodată, și pe bieții de moșnegi. Dacă vei avea cândva nevoie de mine, atunci să știi că mă cheamă Făt Frumos și o să mă găsești la mănăstirea de tămâie. Pe loc s-a stârnit un vânt năprasnic și venind un vârtej înfricoșat, a ridicat pe ginerile împăratului în sus și s-a făcut nevăzut. Atunci, podul cel minunat îndată s-a stricat și s-a mistuit, iar palatul în care ședeau moșnegii cu nora s-a schimbat iarăși în sărăcăciosul bordei de mai înainte. Ai văzut, fată dragă, ce-am pățit că n-ai avut tu minte? Acum ce ai să faci? Mă duce în toată lumea să-mi caut bărbatul. Și-a pornit fata împăratului încotro a văzut cu ochii. Și-a mers ea, a mers tot înainte prin pustiuri un an de zile, până ce a ajuns într-un loc sălbatic și cu totul necunoscut. Și aici, văzând o căsuță tupilată și acoperită cu mușchi, a bătut la poartă. Atunci s-a auzit din lăuntru un glas de femeie bătrână. Cine e acolo? Eu sunt, un drumeț rătăcit. De ești om bun, apropie-te de chilioara mea. Iar de ești om rău, depărtează-te de pe locurile acestea, că am o cățea cu dinții de oțel și de i-o-i da drumul, te facem mici și ferme. Om bun, măicuță. Atunci stai să-ți descui poarta. Dar ce vânt te-a adus? Și cum ai putut răzbate prin aceste locuri? Că pasăre măiastră nu vine pe aici, necum un pământean. Ia, păcatele mele m-au adus, măicuță. Caut mănăstirea de tămâie și nu știu în care parte a lumii se află. Se vede că tot mai ai o leacă de noroc de-ai nimerit tocmai la mine. Ia să strig eu și să-mi adun și vinele din împărăție. Poate ți-or da ele răspuns. Dar jivinele au răspuns toate deodată că nici n-au auzit măcar pomenindu-se de numele acesta. Și atunci bătrâna, cu multă părere de rău, i-a spus fetei: mă doare inima că n-am nicio putere să te ajut. Iaca, ține de la mine o bucată de pâine și un păhăruț de vin ca să-ți fie pentru hrană la drum. Mulțumesc, măicuță. Și mai ia și furca asta de aur care toarce singură. Păstrează-o, că ți-a prinde bine la nevoie. Să te îndrepți către sora mea mijlocie, poate o știe ea să te ajute. Drum bun, fată dragă. Mulțumesc, mătușa, mulțumesc. Și fata de împărat mai merse un an de zile tot prin locuri sălbatice și necunoscute, până ce, cu mare greu, ajunse la locul arătat. Dar nici aici nu află ceea ce căuta.
Bătrâna care locuia aici îi dete și ea o bucată de pâine, un păhăruț de vin și o vârtelniță de aur care depăna singură. Și apoi o îndreptă cu multă bunătate și blândeță la soră sa cea mai mare. Drumeața mai merse iarăși un an de zile prin niște pustietăți și mai grozave. Nu mai pot, dar aș vrea să mă hodinesc. Știi colo o căsuță? Să bată în poartă. Cine e acolo? Ia, un drumeț sărman. Bătrâna o primi în casă și după ce fata istorisi toate necazurile, îi spuse: Fată, aici este capătul unei lumi necunoscute încă și de mine. Și oricât ai voit tu și oricare altul să meargă înainte de aici, este cu neputință. Ce mă fac? Încotro să o mai apuc. Ia, stai o lecuță, fetică. Stai, nu te mai zdrobi atâta. Că iată, se vede un ciocărlan șchiop vin șovâlc. Ei, tu, ciocărlane, nu cumva știi unde se află mănăstirea de tămâie? Dar cum să nu știu, stăpână? Că doar pe acolo m-a purtat dorul de mi-a înfrânt piciorul. Ei, dacă e așa, apoi acum îndată ia pe această fată. Du-o numai decât acolo, cum îi știi tu? Și povățuiește-o, cum a fi mai bine? Mă supun cu toată inima la slujba ce mi-o dai, stăpână. Deși este foarte cu a nevoie de mers până acolo. Și acum, acum la despărțire, fată călătoare, ține de la mine o bucată de pâine și un păhăruț de vin, ca să-ți fie pentru hrană. Și mai ia și tipsia asta de aur, cu cloșca cu pui tot de aur. O să-ți prindă bine la nevoie. Mulțumesc, maicuța bună, mulțumesc. Și acum, la drum. Și ciocârlanul pe sus, drumeața pe jos, au pornit la drum. Și când biata drumeață nu mai putea, atunci îndată ciocârlanul o lua pe aripioarele sale și o ducea. Și tot așa, mergând ei încă un an de zile, cu mare greutate și zdruncen, au trecut peste nenumărate țări și mări și prin codri și pustietăți așa de îngrozitoare că nu-i cu putință să povestească limba omenească. Și în sfârșit, după amar de trudă și primejdii, au izbutit să ajungă la gura unei peșteri. Acum, ține-te bine, o să trecem pe alt tărâm. Ce minunăție pe aici! Iată, privește! Acolo se află ceea ce cauți tu de atâta mare de vreme. Acolo o să-l găsești și de făt frumos. Crezi? Dar ia stai, nu cumva ți-ai cunoscut ceva pe aici? Vai de mine! Aici se află podul cel minunat și palatul moșnegilor. Am scăpat de greu. Mai stai și nu te bucura așa de grabă, că tot n-ai scăpat de primejdii. Și ciocârlanul îi arătă fete de împărat o fântână unde trebuia să se ducă 3 zile de-a rândul. Îi spuse cu cine are să se întâlnească și ce să vorbească. O povățui ce să facă rând pe rând cu furca, cu vârtelnița, cu tipsia și cu cloșca cu pui de aur dăruite ei de cele 3 surori. Iar la plecare îi spuse: Să nu te abați cu o fărâmă de la povețele mele. Altfel va fi vai și amar de tine singură pe aceste tărâmuri. Ei, și acum rămâi cu bine. Cu bine. Cu bine. Drum bun, ciocârlanule, drum bun, prietene. Tare sunt zdrobită de drum.
să mă așez o lecuță jos lângă fântână și să mă odinesc. Așa. Să scot mai întâi furca și să o așez colea pe pajiște lângă mine. Tii, ce-o mai fi și asta? O femeie necunoscută și alături de ea o furcă minunată, torcând singură fire de aur, de mii de ori mai subțiri decât părul din cap. Fugă-la, stăpâna mea, să-i dau de veste. Stăpâna acestei slujnice era îngrijitoarea de la palatul lui Făt Frumos, o vrăjitoare strașnică. Dar numai un lucru nu știa Hârca: gândul omului. Vrăjitoarea, cum aude despre această minunăție, trimite slujnica de grabă să-i cheme femeia cea străină la palat și, cum vine, o întreabă. Am auzit că ai o furcă de aur care toarce singură. Nu ți-i de vânzare? Și cât mi-i cere pe dânsa? Ia, să mă lași să stau într-o noapte în odaia unde doarme împăratul. Dar cum nu? Dă furca încoace și rămâi aici până la noapte, când s-a înturnat împăratul de la vânătoare. Eu mă duc să-i pregătesc de mâncare și când va veni vremea, te-i chema eu înăuntru. Aha, ți-am găsit leacul. I-am pregătit eu împăratului un lapte dulce de o să doarmă dus până a doua zi de dimineață. Iată, ai sprăvit vânătoarea și se întoarce. Cum și-o bea cupa de lapte, o să o duc pe drumeața acolo, după cum avem tocmeala. Ah, grozavă păcăleală! Și-s aici, fata mami, și-s fără grijă. Despre ziua am să viu să te iau. Numai să nu audă netrebnicul de slujitor credincios cu care merge în toate zilele la vânătoare împăratul. Făt Frumos, Făt Frumos, mă auzi? Sau poate nu vrei? Trezește-te, Făt Frumos, sunt eu, soția ta. M-am trudit prin lume 4 ani ca să te găsesc. Trezește-te, Făt Frumos. Spre dimineață, vrăjitoarea a intrat în odaie. Pleacă de aici și mergi unde știi. Plânsă și nedormită, fata se așeză din nou la fântână și scoase acum vârtelnița. Tii, ce minunăție! O vârtelniță de aur care dea până singură și care e cu mult mai minunată decât furca ce i-a luat-o ieri stăpâna cu vicleșug. Aleg de grabă la stăpână să-i dau de veste. Atunci, pohoața de babă o cheamă iarăși pe fată la dânsa, pune mâna și pe vârtelniță, tot cu același vicleșug, și a doua zi dis dimineață o scoate iarăși din odaia împăratului și din ogradă. Însă, în această noapte, credinciosul împăratului, simțind ce s-a petrecut, și-a pus în gând să descopere vicleșugul babei. Și cum s-a sculat împăratul, credinciosul i-a spus ce se petrecuse în odaia lui în cele 2 nopți din urmă. În vremea asta, zbuciumata și urgisita soția lui Făt Frumos stătea iar la fântână și scosese acum pe tipsie cloșca cu puii de aur. Cea mai de pe urmă, nădejdea mea, te-o fi s-o pierd și pe aceasta, mai bine să pierd. Vai de mine, aia-ta-i prea de tot. Stăpână, stăpână, ce-am văzut ce? Eu? Femeia aceea are acum o tipsie de aur și o cloșcă de aur, cu puii tot de aur. Ce? Așa de frumos de fug ochii pe dânsii. Ale mele or să fie. Și cum vine străina, cotoranța pune mâna și pe tablaua de aur și pe cloșca de aur cu puii de aur, tot cu același vicleșug. Apoi cum sosește împăratul de la vânătoare, fuga cu laptele la el. Ia că, împărate, ți-am adus lapte dulce, ca să ai somnul dulce. Lasă-l aici.
laptele ăsta nu-l mai beau. Intră, fată, unde ți-e vrerea. Dai grijă să nu faci zgomot. Mâine în zor am să viu să te iau. Făt frumos, făt frumos, scoală-te. Sunt eu, soția ta. De 4 ani mă chinuiesc să te aflu. Uite acum te-am găsit, dar tu dormi. Trezește-te, făt frumos. Trezește-te! Bine ai venit, împărăteasa mea! Ți-ai împlinit pedeapsa. De acum s-a curmat tot răul. Soțul meu! Hei, slujitor! Da, Maria! Aduceți-o aici pe hârca de babă dinpreună cu toate odoarele luate cu vicleșug de la împărăteasa mea. Am înțeles, Maria. Și mai aduceți o iapă sireapă și un sac plin cu nuci și legați sacul și hârca de coada iepei și dați-le drumul. Și slujitorii s-au grăbit să împlinească voia împăratului. Și când a început iapa a fugi, unde pica nuca, pica și din babă bucățica. Și când a picat sacul, i-a picat și hârcei capul. Iar pe tine, slujitor credincios, cu multe daruri te voi dărui eu și împărăteasa mea și te vom ține pe lângă noi până la sfârșitul vieții. Și acum să ne pregătim de nuntă. Cum nu s-a mai pomenit și nici cred că s-a mai pomenit una ca aceasta undeva. Și numai cât a gândit, făt frumos, și îndată au și fost de față părinții împărătesei lui și crescătorii săcați iarăși în profiră împărătească pe care i-au pus în capul mesei. Și s-a adunat lumea de pe lume la această mare și bogată nuntă și a ținut veselia 3 zile și 3 nopți și mai ține și astăzi, dacă nu cumva s-a sfârșit.